băiță la picioare, aplicați crema, ridicați picioarele în sus să se odihnească. Deci, limfodrenaj. Limfodrenajul pentru durerea picioarelor este cel mai important. Fiindcă picioarele obosesc, picioarele se umflă, masajul cu gheață tonizează foarte bine. Salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă! Activați și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. Am decis ca o dată în lună să dau răspuns la întrebările care nu reușesc să fac filmulețe, răspunsuri scurte, succinte, pe înțelesul tuturor. Sper că aceste răspunsuri să fie utile și altor persoane. Eu vreau să vă mulțumesc pentru fidelitatea voastră și să vă spun că îmi pare foarte bine că vă plac procedurile și sfaturile care voi le primiți de la mine. În special vreau să mulțumesc Elizavetei, care îi plac măsculițele, Dane, Greta, măsculițele de albire, Mirele, Emilie, procedurile pentru corp, persoanele care vor să mă contacteze, persoanele care vor să mulțumească, să primească răspunsuri la întrebări personalizate sau își doresc un program de sănătate, de frumusețe, de lungă durată, vă invit să fiți membri Patreon. Mă voi bucura nespus de mult. Deci ce întrebări mi-au rămas restanță? Vreau să răspund Danei, fidela noastră abonată, care mă întreabă dacă se poate băiețelului ei, David să fie sănătos. David anul acesta împlinește 11 ani, îi doresc multă sănătate. Ana mă întreabă dacă David poate să folosească în alimentație ghimbirul. Desigur că se poate. Deci, ca să vă fie mai ușor, pentru copii, suplimentele nutritive, plantele medicinale, pentru copii până la 3 ani se dau a 8-a parte din doza maturului, până la 6 ani a 6-a, până la 9 ani a 4-a parte și după 9 ani jumătate din doza maturului. David poate folosi ghimbirul jumătate din doza adultului. Următoarea întrebare este de la Maria. Odor picioarele. Deci când voi îmi dați întrebări, dacă ați observat, eu vă întreb ce vârstă aveți. Este mai ușor de a da un răspuns corect. Când te dor picioarele la 18 ani, poate să fie o problemă, dar dacă la 60 de ani sau 70 de ani, o altă problemă, alte recomandații. Deci, ce este durerea? Durerea este hipoxie în țesut. Țesutul nu se oxigenează. Din aceasta și reiese răspunsul. Mai multă mișcare, alimentație corectă, extindere și îngrijire corectă. Dacă vă dor picioarele, aveți grijă de piciorușe. Includeți în regimul vostru de îngrijire corporală băițe pentru picioare și o multitudine de creme. Ca să vă arăt câte creme am eu pentru picioare. Deci cremă cu camforă, cremă cu mentă, cremă cu traumel, cremă cu arnica, cremă cu caștan. Deci ca să nu vă doară piciorușele și includeți în rutina voastră de îngrijire toate procedurile ce țin de îngrijirea picioarelor. Băițe, masaj, cu aplicarea cremelor. În diversitate, fiindcă folosind cremele în diversitate, noi acționăm la diferiți receptori. Noi antrenăm receptorii, vasele, capilarele și îmbunătățim circulația sângelui. Băiță la picioare, aplicați crema, ridicați picioarele în sus să se odihnească. Deci limfodrenaj. Limfodrenajul pentru durerea picioarelor este cel mai important. Fiindcă
picioarele obosesc, picioarele se umflă. Sper că această motivație să vă ajute. Daniela mă întreabă dacă se poate de aplicat în practică masajul cu gheață. Deci dacă tenul vă permite, tenul nu este, nu, dacă nu aveți alergie la frig, nicio problemă, masajul cu gheață este binevenit. Cu cuburi de gheață, cu bucăți de gheață, cu zăpadă, masajul de gheață puteți să-l efectuați de la 2 până la 5 minute. Aplicați și masajul contrast. Aplicați fierbinți și masaj cu gheață. Masajul cu gheață tonizează foarte bine. Ușor. Vai! Deci Liluțe i-a plăcut măsculița din drojdii. Deci ce drojdii se poate de folosit, mă întreabă. Folosiți orice drojdie. Drojdii inactive, drojdii din bere, drojdii... Toate drojdiile conțin grupul de vitamina B care ne luminează și ne dă fermitate tenului. Rămâne doar să aplicați în practică. În câteva straturi atingem efectul de lifting. O întrebare foarte des întâlnită de la mămicile care au adolescente la vârsta de 12 ani. Aliona mă întreabă, fetița ei de 12 ani, acum are disfuncție. 2 luni poate să fie, 1 lună nu. Deci vreau să intuiez în special pentru fetița Alionei, fiindcă ea se ocupă cu sportul, face karate și cauza disfuncției ciclului menstrual la fetița Alionei este starea de surmenaj, solicitarea exercițiilor fizice și alimentația incorrectă. De Aliona îți recomand ca fetița să se alimenteze corect. Eu nu sunt ginecolog și endocrinolog, dar alimentația este foarte importantă. Carența de vitamine, carența de seleniu, carența de acizi grași aduc la disfuncția hormonală, aduc la disfuncția ciclului. Deci includerea în alimentație a produselor bogate în selen, în vitamine, minerale, în acizi grași. Respectați regimul zilei, odihna și minimalizarea orelor la gadgeturi, la calculator, la televizor, la telefon, fiindcă vibrațiile nevăzute acționează nociv asupra organismului adolescentului. Totodată vreau să răspund și Nicoletei, care mă întreabă ce produse folosiți acum în menopauză pentru armonizarea și menținerea fonului hormonal. După cum vă spuneam într-un filmuleț, după cum vă spuneam în filmulețe, vizitați playlistul Menopauza și găsiți foarte multă și găsiți informație utilă. Deci eu permanent după vârsta de 35 de ani, permanent folosesc plante medicinale, iar după 50 am început să folosesc și nutrienți. Deci salvie, omega, selen, vitamina E. Acum, după cum vă spuneam în filmulețe, vizitați playlistul Menopauza și găsiți informație utilă. Recent am finisat băutura de soie, iar la moment folosesc căpsulițe de la Greenword Femeie Sănătoasă, care conțin izoflavonoizi de soie, Ganoderma lucidum, boabe negre și extract de agud. Mai ador infuziile de plante medicinale. Ca de obicei, le iau câte o lună. Am finisat salvia, acum iau infuzie de lemn dulce. Despre lemn dulce v-am vorbit, vedeți filmulețul în bara informațională, ca plivirală. Lemnul dulce conține glicerizia care îmbunătățește și ne înnoiește mucoasele. Deci toate mucoasele, mucoasa cavității bucale, mucoasa căilor respiratorii și, desigur, mucoasa organelor genitale. Ultima întrebare de la Didina. Ce exerciții pentru slăbit?
Didina, nu fiecare persoană își alege exercițiile lui preferate. Unde exercițiile mele preferate, priviți filmulețul în bara informațională. Îți recomand, Didina, să-ți alegi exercițiile tale care ți-ți plac. Ideea care este? Să aplici în practică permanent, cu regularitate, fără pauză. Să faci accent nu la pres, dar la mușchii laterali, fiindcă și nu la greutate. Cu vârsta nu tragem atenție la greutate. Greutatea poate să fie aceeași care am avut-o și când eram tineri, dar mușchii fără tonus. Deci cu vârsta noi tragem atenție la volum. La volumul mâinilor, la volumul coapselor, la volumul taliei. Cu cât este talia mai subțire, necătând că greutatea poate să fie mare, deci noi tindem spre o talie subțire, fiindcă talia subțire este criteriul sănătății noastre. Deci Didina începe să face exerciții, orice exerciții, plimbări, velo, alergări, ce îți place ție să faci? 16. 17. Mand, să-ți scrii în agenda care este circumferența mâinii, care este circumferența taliei, a coapselor. Și peste o lună, după ce te-ai ocupat, vezi ce nu trage atenție la greutate, dar monitorizează în dinamică. Peste 2 săptămâni, apoi iarăși peste 2 săptămâni. Și un sfat foarte util, alegeți o farfurie mică. Deci pe masă când mănânci, să mănânci dintr-o farfurie micuță. Deci poartă haine mulate. Hainele mulate ne motivează să tindem spre o siluetă mai cizelată. Iar hainele largi ne ascund toate dificultățile. Deci fetelor cu vârsta aveți grijă de talie. Talia este foarte importantă și nu greutatea. Fiindcă noi antrenăm țesutul muscular. Cu vârsta alegem ori țesut muscular, ori țesut adipos. Deci dacă noi o să antrenăm țesutul muscular, desigur că greutatea nu va scădea. Eu tot timpul am avut 63 kg, 64. Apoi, undeva după 45 la 50 de ani, în menopauză am adăugat 2 kg. Și de atunci, iată aceste 2 kg, sunt a mele, mă simt bine, dar nu tind să le dau jos, fiindcă fac sport și datorită masei musculare am mușchi. De aceea și am adăugat 2, de aceea și am 66. Nu mă deranjează, mă simt în formă și mă simt foarte bine. Vreau să-i mulțumesc, mulțumiri Liei Liluța. Fiindcă Liluța mi-a spus că mi-am făcut botox la buze, la obraj. Deci, toate procedurile noastre, toate exercițiile, toate măsculițele lucrează. Îți mulțumesc, Lia Liluța, pentru apreciere. Fiindcă dacă mi-aș fi făcut botox la buze și la obraj, eu aș fi cu obrajii lăsați și cu buzele înăuntru. Deci, fetelor, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile voastre. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți cu mine, vă mulțumesc pentru aprecieri, eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă zic la revedere, aștept întrebările și comentariile voastre. Pe curând!